Consilierii locali ai Comunei Roseți au aprobat proiectul privind bugetul localității pe anul 2020 și lista de investiții. Despre obiectivele propuse a fi realizate în cursul acestui an, dar și despre fondurile existente, ne-a vorbit primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu. Ați aprobat bugetul pe anul acesta. Este suficient de mare încât să vă permită să continuați și să demarați toate investițiile propuse? Niciodată nu e suficient bugetul atât de mare încât să cuprindă și să poți să rezolvi toate problemele în comună. Ar fi culmea să rezolvi toate problemele sau tot ce îți prevezi prin planul de investiții în anul respectiv. E greu de rezolvat acest lucru. N-ai cum. Sunt poate localități care, având venituri mai mari, pot să rezolve parte din problemele lor cu propriile resurse. Dar suntem și localități care nu ne permitem să realizăm chiar tot ceea ce ne propunem. Bineînțeles că fiecare pe urmă își face o strategie în funcție de buget și caută să rezolve cât se poate mai multe cu acești bani puțini pe care îi avem la dispoziție. Eu anul ăsta totuși nu am un buget prost. Știu ce am de făcut. Am două proiecte pe Uniunea Europeană care vor fi în derulare cât de curând. Și dacă o fi, o să caut să mai absorb bani prin diferite programe, prin diferite proiecte pe care am să le depun pe programe ale Uniunii Europene. Ceea ce am de gând să fac și nu pot să vă comunic acum, că nu se poate, suntem odată cu campania asta, așa, dar oricum ceea ce mi-am promis, propus, o să caut să le duc la bun final. Ați adus în discuție lista de investiții. Ce se regăsește printre obiectivele stabilite? Valoarea totală a investițiilor conform deviz general e 43.381.847. Din care pe buget local am prevăzut 18.601.066, mă depășește deja, și 24.780.781 transferul de la buget. La alte cheltuieli de investiții, aici m-am apropiat de ce am eu, știți, ca să nu care cumva să greșesc. Și vorba de 4.947.557, valoarea totală actualizată aceeași, de la bugetul local avem 2.147.557, de la bugetul transfer la stat 2.800.000. Și ce cuprinde? Reabilitare, modernizare, extindere grădiniță cu program normal Elisabeta Roseții, Comuna Roseți, Județul Călărași. Primul lucru care vreau să-l fac. Lucrări de reabilitare, modernizare, sistem de iluminat publică Comuna Roseți, reabilitare, modernizare și dotare sediu primăriei Comuna Roseți, astea sunt micuțe. Automatizare, sistem alimentare cu apă potabilă, pentru că îmi doresc ca să scot oamenii de acolo și să-i scot în teren. Realizare platformă gunoi de graș cu echipamente Comunei Roseți, asta mereu o prevăd, dar nu am resurse și nu am programe pe care să o lansez pentru gunoi de graș. Dar poate, eu știu, lucrări de reparații la scena din aer liber Comuna Roseți, Județul Călăraș, întreținerea rețea drumul publice Comuna Roseți, Județul Călăraș, cam câteva străzi care deja cedează, execuție lucrări de rețea de internet, cablare, structuri, rețea de internet, așa, internă de date la sediu primăriei Comunei Roseți aici. Achiziții utilaj, bol de excavator pe care l-am în curte, deja l-am adus. Achiziții utilaj, vidanje pentru tot sectorul unde nu am apă și canalizare, n-am rețea de canalizare, acolo pentru viitor o să fie nevoie de o altă soluție. Pentru că este curba la care s-ar poza conducta, ei ar fi sub nivelul maxim al borcii și îmi creează probleme. Dar se vor rezolva și asta.
Achiziționarea accesorii pentru tractor Raider 316, tractorul vechi, realizarea proiectenii pentru sistemul de supraveghere video în comuna Roseț trebuie rezolvat încă mărită capacitatea. Achiziționarea construirii de ponton, asta vreau de mult timp, mă chinui să cumpăr un pod peste Borcea, un pod dintre ăsta plutitor peste Borcea, pentru că eu am acolo toate oile baltă și am acolo 400 de hectare de izlaz. Tot are cu mobilier scaune 100 bucăți la centrul de cultură comuna Roseț, la Cămin. Achiziționarea computere, portabile, laptopuri 5 și am zis că ar fi necesar să vedem pentru aparatul specialitatea primarului. Asigurarea utilități, energie electrică, alimentare cu apă potabilă, canalizare, zona est, am acolo unde dau locuințe acum la copii, trebuie la tineri. Pe legea 15. Pe legea 15 și acolo trebuie să reasigur apa și în primăvară, cred că ne apucăm exact și facem treaba noastră. Mm-hmm. Am utilaj, am tot ce îmi trebuie, nu trebuie nimic. Fac pe regie. Angajații primării. Pe regie. Mm-hmm. Este, da, și costă 13.500.000, am zis aici. Nu, 500.000. Extindere sistem de supraveghere video, iar am v-am spus. Mobilier pentru stala de festivități, aici am prins 1.120.000. Este vorba de îmbrăcarea tuturor scaunilor din sala de spectacole. Da, uitați, am și pentru sport, am reparații pe ruza stadion fotbal. Achiziționarea stației de autobuz 3 bucăți în comuna Roseț, pentru că acolo unde opresc autobuzurile care vin de la Fetești, nu am stații de călători. Achiziționare de costume populare, iar doresc 40 de bucăți aici. Pentru ansamblu, nu? Cum? Pentru membrii ansamblului. Da, sigur. Mai am 80. Ajut puțin și sistemul de apă prin cumpărarea 4 pompe, 2 de 9 metri cubi și 2 de 15 metri cubi. Aici trebuie să fii întotdeauna gospodar și să fii prevăzător, pentru că nu se știe când o pompă dintr-un lucru cedează. Iar până când o aduc la reparație și nu știu ce durează, poate mai mult de o lună. Extindere rețea de canalizare. Asta lucrăm în desfășurare. Uh-huh. Extinderea rețelei de canalizare menajeră și înființarea două puțuri forate, reabilitare rețea distribuției apă, adică mai măresc capacitățile pompare. Asta deja e licitația făcută, să știe câștigătorul. Deci așteptăm execuția cu proiectarea, lucrează mână-mână și în cazul de față trebuie să stau să aștept proiectul, să execute proiectul. La canalizare, pe ce distanță veți extinde rețeaua? Păi, normal, dacă vorbim, acoperă aproape 70% din suprafața stradală a localității. Acum, ce voi face? Deci, el va fi în jurul la vreo 9 km distanță, 9 km lungime. Dar cea mai importantă treabă care realizez acum este că branșamentul se aduce la fiecare în fața porții. În fața porții, ca să știe omul, aici te branșezi, la Ioane. Și el acolo se branșează. Deci s-ar putea ca în urma acestei lucrări să fie nevoie să mai executăm încă un modul la stația de epurare. Dar asta vedem în cursul anului ăsta ce se întâmplă. Modernizare drumul de interes local care nu s-a terminat. Deci mai e o stradă, strada Staniului și mai sunt niște lucrări de făcut intrări în curte, acest în curte și diferite de-astea, subtraversări. Și cu asta se definitivează. E foarte puțin de lucru.
Modernizare școală Iancu Rosețe, și foarte bine că se lucrează la două corpuri de școală, se lucrează bine. Ieri am luat legătura cu proiectantul, a venit încoace omul. Am stabilit și niște intervenții, pentru că asta e, trebuie să facem o notă de renunțare și așa, pentru că... Timpul v-a permis să continuați în sezonul rece. Construire corp anexă primărie comuna Rosețea, asta se execută tot acolo la castel. Am acolo 4.000 de metri pătrați pe care se va executa și această remiză, unde fac toate utilajele acolo. Toate utilajele trebuie să fie adăpostite și puse la un loc. Și unde să pună? Până acolo e foarte bine, dar nu mai le țin aici pe lângă primărie. Să uitați și la mine aici. Așa. Construirea terenului de fotbal care e în execuție, astea mă costă foarte puțin pe mine, totul costă Uniunea Europeană. Deci, cele două proiecte care vă spuneam. Asigurarea utilităților de energie, canalizare electrică, apă potabilă, studii, specializare, avize pentru obiective de investiții, construirea sala de sport, școlară în comuna Rosel, sau Rosel. Deci, asigura utilități de energie electrică și obiectiv de investiții, construirea sală de sport, care este în meu va executa CNI-ul. Deci aici nu-mi fac probleme. Aici e treaba CNI-ului, nu e treaba mea, m-ați înțeles? Pe mine nu mă costă absolut nimic, ce m-a costat. M-a costat avizele și tot ce am, carte funciară și tot ce le-am înaintat eu până acum. Construire remize pentru utilajele, notarea primăriei, știți, am discutat. Cam atât. Sunt câteva lucrări, nu? Nu se știe dacă le execut pe toate, că n-am cum. Banii, nu. Eu, total, banii în buget, n-am decât 1.446.000. Ăstea-s banii care i-am. De veniturile mele și venituri. Dar probabil veți merge tot pe proiecte, să accesați proiecte și atunci doar să asigurați parte de cofinanțare, așa cum a spus. N-am să reușesc. Aici îmi trebuie sprijinul fie al Consiliului Județean, fie al bugetului național. Dar eu sper să fac față, nu la toate. E imposibil să faci atâtea lucrări. Eu mă prind cu multe, cum fac de obicei toți gospodarii. Vreau și prevăd în viitor să execut poate multe între ele, să vă executa și la anul. Da. Dar din astea sunt priorități care le aleg pentru a se executa. Eu le știu foarte bine care sunt în ordine și a se executa anul ăsta. Despre... În primul rând, lucrările începute, da. Vorbim modernizare școală, stadionul de mini-fotbal, ăsta la altul și astea, și gazele le executăm fără discuție. Asta există, de-aia am prevăzut aici TF-ul studii. Uh-huh. Ați înțeles? Asta înseamnă... Da. Asta voiam să vă întreb despre rețeaua de gaze. Ce pași ați mai făcut? În primul rând, haideți să vă spun despre ce e vorba. Noi am plecat în colaborare cele patru localități UAT-ului. Rosețiu, Dichiseniu, Unirea și Jegăria. La 1 ianuarie eu am fost gata cu documentația cu SF-ul. Nu știu ce au crezut dumnealor colegii, dar... Până la urmă, considera că mai bine să găsească o altă soluție. O altă soluție care vine direct de undeva, din aproape de Ștefan Vodă, Ștefan cel Mare. Conducta normal magistrală care o aduceam eu de la Călăraș până aici era 9 km 800. Ei, magistrala care o aduce acolo, e în jurul la 15 km, dacă nu 16. Așa cred că cuvința asta e. Decât că eu trebuia să-mi cumpăr un teren, o suprafață de teren pe care să fac de 100 de metri pătrați, pe care să amplasez o stație, un SPP, de 6,5 bari, ca să băgăm până la Jegăria. În condițiile astea am fost nevoit, când ei s-au retras și a găsit soluția lor proprie, să mă gândesc la o altă soluție. În primul rând, trebuia mișorată conducta de acolo până aici, să o fac de 110. Nu trebuia mai mare. Să pun mai adânc și gospodărește, am înregistrat că la ieșire din Daci de la Torea, cu
Conducta de acolo îmi poate asigura tot ce este necesar pentru comuna Roseți. Adică, e 110 și e 3, sunt, și are o presiune pe ea de 3,5 bari, care mie mi-e suficientă pentru Roseți. Eu m-am gândit la prima variantă, de ce? Că am zis să facem împreună, toți colegii facem în corecția comună. Dacă n-am mai vrut, te-am fost nevoit să îmbrățișez ideea cu aici, care e mai ușoară, deci renunț la cele două posibilități, și la varianta 1 și la elaltă cu mișorarea conductei de la 210 la 110, că nu mai este necesară atâta rețea așa de groasă. Și accept soluția asta, dar pentru asta trebuie să muncesc, trebuie să alerg, trebuie să ajung pe la București de câteva ori ca să pot să demarez. Când credeți că veți demara? Nu știu. Totul depinde de proiectant. Deci când m-am definit, când m-am... Eu deja sunt axat pe ideea asta. Proiectantul știe că e bine. Eu trebuie să ajung la București acum, ca district gazul de la București să-mi dea posibilitatea să mă leg de aici și să prelungească licența lui district gaz din Călăraș până la Roseți. Ne aflăm la începutul lunii martie. Dacă vreți să transmiteți un mesaj doamnelor și domnișoarelor din comuna Roseți? La mulți ani! La mulți ani, ne doresc tot binele de pe fața pământului, pentru că ei sunt stâlpul familiei, într-un fel. Ele sunt cele care luminează viața de fiecare dată. Merită tot binele pe care și-l doresc. Dumnezeu să le dea numai bine pentru ceea ce fac. De fapt, ele sunt cele care fac ceea ce trebuie în societatea asta. Și când au cu ce, și când au cu ce. Iar acele așurări le am pentru tot, toate doamnele și domnișoarele din țara asta. Le urez tot binele.